Bună ziua, dragii mei! Sunteți pregătiți pentru o nouă poezie? Astăzi vom discuta despre pastă. Să citim împreună. Vântul e copil zburdalnic, fără milă, nici mustrare, care împinge rea furtună toate vasele pe mare și, ca lupul după turme, se alungă după nori și doboară stejari falnici și desfoaie blânde flori. Vântul fură o scânteie și în cirezi el o aruncă, privind cum se pierde rodul unui an întreg de muncă. Apoi merge la copile ce culeg lauri de in și râzând le despletește dezmierdând albul lor sân. Întus patru părți a lumii turbat vântul se tot duce, ca păgânul pe mormânturi răsunând creștina cruce și de-a morilor blesteme alungat fuge nebun printre tufe înțepătoare și nu ele de alun. Iar când el se întoarce în codri, mama lui cel tot bocește zile întregi, îl scaldă în lapte și de răni îl lecuiește. Nu mai plânge, măiculiță, zise el așa cum sunt, când sărut ochilor veseli se dau fetele în vânt. Ce este pastelul? Pastelul este o specie lirică în care sunt creionate, prin intermediul descrierii, aspecte semnificative din natură, anotimpuri sau momente ale zilei, poetul exprimându-și în mod direct sentimentele generate de acestea. Pastelul se încadrează în lirismul obiectiv, deoarece poetul nu se exprimă pe sine, ci descrie natura ca obiect al admirației, folosind mărci lexicogramaticale la persoana a treia. Rare ori vom întâlni pastel prezentat la persoana întâi. Sunt folosite însă interjecții, invocații, structuri în cazul vocativ sau verbe la persoana întâi pentru a sublinia prezența discretă a eului liric. Modul de expunere este descrierea, realizată cu ajutorul imaginilor artistice și a figurilor de stil, care conferă textului un aspect pictural de tablou, în care sunt surprinse elemente terestre, cosmice, îmbinate armonios prin intermediul privirii. Și, ca lupul după turme, se alungă după nori și doboară stejari falnici și desfoaie blânde flori. Eul liric are în pastel o atitudine contemplativă, tabloul provocând reverii, amintiri sau trăiri intense. Haideți să interpretăm împreună o strofă din acest pastel de Vasile Alexandrin. Vântul e copil zburdalnic, fără milă nici mustrare, care împinge în rea furtună toate vasele pe mare. Și, ca lupul după turme, se alungă după nori și doboară stejar falnici și desfoaie blânde flori. Observăm că descrierea este realizată cu ajutorul imaginilor artistice, predominant vizuale și dinamice. Avem impresia că parcă vedem vântul cum împinge vasele pe mare sau îi simțim mișcare. Identificăm figuri de stil care conferă expresivitate textului. Personificare. Vântul, copil zburdalnic. Epitetul, rea furtună. Comparațiile. Vântul, ca lupul după turme. Domină, bineînțeles, lirismul obiectiv. Iar sentimentul este de admirație, ilustrând puterea fenomenului pusă sub semnul jocului. Felicitări! Ai învățat să descoperi frumusețea unui pastel. Nu uita să exersezi.